Cum a reacționat familia, cum au reacționat prietenii, că le-ați spus, nu știu, de azi eu sunt politician. Vedeți dumneavoastră, cultural vorbind, oamenii știu că afaceriștii sunt de dreapta. Așa este o cultură a dreptei. Într-adevăr, ca om de afaceri, activând destul de mult, știu că predominant oamenii de afaceri sunt în zona dreptei. Însă, am stat și am analizat clasa politică, zic eu, destul de bine. Și am realizat că, în ciuda faptului că Partidul Social Democrat se numește Social Democrat și este de stânga, măsurile pe care acest partid le-a luat de-a lungul anilor au fost predominant măsuri extrem de sănătoase pentru mediul autohton de business. Asta este prima motivație. A doua motivație este faptul că totdeauna, sau de mic copil, am fost învățat că dacă ai fost binecuvântat, dacă ție îți merge bine, dacă tu ești bine, să fii totdeauna aplecat înspre oamenii care au mai puțin sau care au o nevoie. Ori asta pot, în zona aceasta pot să slujesc cel mai bine oamenilor care au venituri mici și medii, pentru a putea să le asigurăm oamenilor ăsta protecție, să nu mai fie motivați să plece din țară și să poată să găsească și în România un trai mai bun. Și numărul 3 și poate cel mai important, lucru cel mai important care m-a motivat să fac pasul spre PSD, a fost faptul că Partidul Social Democrat a apărat în primul rând valorile creștine, a apărat familia și a apărat identitatea românilor. Da? N-aș fi avut ca român un referendum pentru familie, chit că în urmă cu 2 ani de zi am suferit enorm, că nu am reușit să facem pragul celor 30%, însă datorită sau în mare parte datorită senatorilor și deputaților PSD s-a putut organiza referendumul pentru familie. Da, și ceilalți competitori politici au făcut greșeala sau și-au dorit atât de mult să nu se promoveze acest referendum, ei fiind mari activiști în zona progresism, da? Și au urcat povestea lui Liviu Dragnea pe referendumul pentru familie, când n-avea nicio legătură domnul Dragnea cu referendumul pentru familie. Asta m-a întristat.